Pe partea stângă vine centrarea pentru Prozăr, care întoarce excelent și gol! 2-0 Florin Ștefan, al doilea meci cu gol pentru Florin Ștefan după reușita de la 1-1 în fața celor de la CFR Cluj, minutul 13, și se pare că Șepși vrea să tranșeze repede soarta acestei calificări. Două goluri marcate rapid, al doilea cu largul concurs al fundașilor adversi. Iată cât de liber a fost acolo Florin Ștefan. Centrarea lui Simonovski reluată de Prozăr și el liber. Dodoi undeva în centrul careului n-a intervenit. Mingea a ajuns la Florin Ștefan, care a îndeplinit o simplă formalitate. Florin Ștefan s-a învățat cu golul, spuneam, al doilea în interval de numai 3 zile.